Ariana Maria Topliceanu, o tânără din Lupeni, a câștigat aurul la categoria Juniors Women Bikini Open și Women's Bikini la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness din Skopje, Macedonia. Din cele 10 țări participante, sportivii care au reprezentat România s-au dovedit a fi cei mai buni. România este campioană balcanică la culturism și fitness, reușind să aducă acasă acest titlu. Din 10 țări participante la campionatul balcanic din Skopje, Macedonia de Nord, sportivii români au fost cei mai buni. Astfel că lotul național al României a dovedit că 2023 va fi anul lor. Și hunedoreanca Ariana Maria Topliceanu din Lupeni a obținut aurul la categoria Juniors Women Bikini Open și Women's Bikini. La categoria Fit Pairs Open, România a obținut următoarele medalii la campionatul balcanic din Skopje din Macedonia. Aur, Ariana Topliceanu și Cristian Lucian, și argintul a fost obținut de Mircea Cristian și Ioana Grădinaru.